De anul viitor, salariile minime vor fi majorate în două tranșe, la 1 ianuarie și la 1 iunie, până la 975 de lei. Și respectiv 1050 de lei, iar pensia minimă va fi majorată la 400 de lei. Aceste măsuri au fost incluse în bugetul pe anul 2015 și au fost agreate de FMI și de Comisia Europeană. Pensiile vor crește cu 5% din ianuarie 2015, iar indemnizațiile pentru persoanele cu handicap vor fi majorate cu 16% a declarat luni la o conferință despre pensiile private ministrul muncii Rovana Plumb. Măsura creșterii salariului minim pe economie ar putea aduce bugetului de stat sume suplimentare. Potrivit datelor oficiale, există 250.000 de angajați în sectorul bugetar plătiți cu salariu minim și 650.000 în cel privat. Statul va trebui să aloce mai mulți bani cu cheltuielile salariale pentru plata unui salariu mărit în sectorul bugetar însă va câștiga de pe urma salariaților și angajaților din mediul privat. România se află pe o poziție foarte bună, a subliniat Rovana Plumb în ceea ce privește rata șomajului de 6,71% față de 12% în zona euro și de media a Uniunii Europene de 11%, iar prioritatea zero a României este creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor, unde România se află cu mult sub media Uniunii Europene. Odată cu creșterea salariului minim se vor scumpi însă și amenzile rutiere, având în vedere că un punct de amendă este 10% din valoarea salariului minim brut pe economie.